Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Sergiu Poliopol Show. De această dată emisiunea o realizăm la Alba Iulia. Continuăm seria dezvăluirilor despre mafia retrocedărilor terenurilor de la Jidvei și Valea Lungă, în general ca în toate comunele de pe Valea Secașelor au aceeași problemă. Oamenii se lovesc de aceleași probleme pe care le au cu retrocedările de teren, atât din partea consiliilor locale și a primăriilor, dar și din partea unor oameni de afaceri care încearcă sau chiar au dezvoltat în zonă o mafie locală a terenurilor. Astăzi avem alături de noi pe doamna Călina Lina Monica, pe doamna Șovrea Anica din Valea Lungă ambele, pe domnul Daniel Muntean, consilier local Jidvei, și pe domnul Băcilă Vasile, fost consilier local la Valea Lungă. Aș îndrăzni pentru început să îl rog pe domnul Daniel Muntean, care este actual consilier local la Jidvei, să ne reamintească în mare parte despre problemele pe care le întâmpină în comuna Jidvei, majoritatea parte cu retrocedările de teren. Despre ce e vorba? Să le aducem aminte oamenilor ce am discutat și emisiunea trecută și în mai multe articole apărute în presa locală și chiar și națională. Problemele sunt foarte grave, dar luate așa, gândite bine, se pot face. Pe scurt, ce se întâmplă la Jidvei? Deci la Jidvei ne avem nemulțumirea că primăria Jidvei nu vrea să eliberează titlul de proprietate decât la mafia din Jidvei. Eu personal mă zbat de o problemă, care am cumpărat terenul și domnul primar a eliberat un titlu peste terenul care l-am cumpărat de la oameni, și nemulțumirea noastră e că vrem și noi să avem. Am văzut niște modele de titlu și modele de antecontract de la Valea Lungă și vrem și noi să ne facă aceeași chestie, dacă se poate. Dacă se poate face la Valea Lungă, să ne facă și nouă antecontract. Am văzut niște semnături, niște ștampile de al primarului de la Valea Lungă pe antecontracte, care eu cred și le văd că nu sunt chiar așa de legale. Ce treabă are primăria Valea Lungă sau primăria? Dacă facem un antecontract cu cineva, eu cred că ăla se poate face la notariat, la un notar care. Iar dacă nu, nu cred eu că ștampila primăriei și a prefecturii are dreptul să își pună. Domnule, despre ce antecontracte vorbește domnul Muntean? Vorbește pământul la Valea Lungă, tot așa s-a dat vinovat. Concret, inginerii sunt vinovați cu pământul. Inginerii topografi și inginerii agronomi, care au fost o perindat în Valea Lungă. Ce au făcut? Ce să facă? Au dat titlurile, s-au petrecut pe același pământ. S-au suprapus și la unii nu au dat deloc. Adică au titlu și nu au pământ. Că s-o nu dat. E posibil așa ceva. Păi este posibil. Eu am făcut diferite reclamații. Nu le-au prea convenit la direcția, la prim-ministru, la direcția Națională anticorupție. Am făcut la ANI. La ANI am făcut mai tare pentru pășunat. Pășunatul tăunului și lodromanului, la Lungă, 132 de hectare. Le-a luat vicele. Fiind consilier, nu mai vrut să recunoască că au aprobat. Primarul și câțiva consilieri i-au dat 132 de hectare. Apoi la tăuni. La tăuni iar tot la fel. Este dat, terenul pentru pășunat, i-a dat tot așa, i-a dat la Sece Maria. Adică tot. Deci, practic, pășunea și la Lodroman tot la fel. Unei societăți comerciale. Al unei sat. Satul, de exemplu, Făjetul, Tăuniu, Lodromanul, îți date. Păi, dumneavoastră, când erați în Consiliul Local, nu puteați face nimic? Nu se poate face nimic. Am ajuns. Am făcut și la ANI. De la ANI mi-au venit trei răspunsuri, toate foarte, foarte, s-au scos de sub turnură penală.
Au fost vreodată în urmărire penală aceste... Au fost în urmărire penală și... Aceste sesizări, practic. Da, sau nu. Au fost... Le-am făcut sesizările, la... m-au chemat la Blaj, am făcut declarația, adică tot, și după aceea au fost scos de sub urmărire penală. Și oamenii au rămas fără fânați, fără... Doamna Șovrea, dumneavoastră ce probleme întâmpinați? Am cumpărat o casă, un loc de casă cu casă bătrânească, în Valea Lungă, la, în 27 martie, în 90. Și, 90. Și am folosit-o 15 ani de zile. Am folosit-o, n-am avut treabă cu nimeni. Omul de la care am luat-o a zis că vine să-i dăm banii. I-am dat numai 100 de lei, că atât a zis că să-i dăm 100 de lei și restul îi dăm când vine el. No, după un timp i-am dat banii aceștia, după un timp o vin, dar nu mai vin la noi, nu mai vin la noi, că zic că ce să facă cu 39 de mii. Și până la urmă am folosit-o când a venit doamna banii de la, în primărie, secretara, ce a făcut, ce n-a făcut, mi-a luat-o. Cu dreptul, nu știu cui și cum. Am fost în judecată, am făcut la București și mi-au venit de la București că am câștigat curtea cu asta. Când m-am dus a doua oră la tribunal, au zis că nu, n-am câștigat-o, că e o greșeală. A cui? Nu știu. A lui doamna din primărie, cred că. Că eu au intervenit de... Pe cine am dus să duc de asta, să duc martori, o zic că dacă vine martor la noi, o zic că nu-i mai trece casa pe nume și nu mai are ce mai căuta. Și le-a fost frică să vie. Și așa am chert-o, am plătit cât a fost, am făcut la tribuna, la mormântul la bătrân, i-am făcut tot ce-o zis și acum a rămas de 4 ani sau de 5 ani, a rămas fără ea. Și nu știu cu ce drept. Cu ce drept? Că oamenii i-au zis că dacă eu o cumpăr, îi a noastră, o muri bătrâni, o rămas băiatul. Ce-a făcut băiatul, nu știu. Cine a intervenit acolo? Nu v-a ajutat totuși? Nu, că... Maria? Nu, nimeni. Primarul bănuiesc că știa... Știa, dar nu, nimeni a fost... Până când mi-a luat-o, ei întrebau oamenii că cum, cu ce drept v-ați băgat voi aici de lucrat. Mi-au zis oameni care au trecut, au zis, zice, ce că nu au avut nimic așa, Anica lui Șovrea, că le-am cumpărat noi. Dar nu știu de la cine, să-i fi cumpărat de la băiat și nu ne-au spus nouă? Și noi am fost în judecată. Am fost în judecată. Nu ne-au spus nimeni nu ne-au spus nimic. Practic, dumneavoastră, cine v-a judecat acolo? Ne-am judecat tata lui asta, lui Banea. I-a dat în puternicire, zice că băiatul i-a dat în puternicire, cum a rămas el, i-a dat în puternicire de o... Ne-am judecat cu el, cu tata lui fată. De unde nu ne-a arătat, nu ne-a spus nimeni că ce și cum, a rămas fără curte. E comuna Valea Lungă abonată la procese și dumneavoastră sunteți într-o grămadă de procese, cu da, o multitudine avem... de procese cu ei, din câte am înțeles. Da. În mare, dați-ne câteva exemple. Se implică, putem vorbi, cum a spus domnul Muntean, de o mafie a retrocedărilor? Păi din ce moment noi am cumpărat clădirile de la colectiv, cu curtea colectivului, cu tot ce a fost acolo. Și acum ne judecăm încă ca să putem să ne înscriem în cartea funciară. Cine se opune? Primăria. Noi mergem la primărie să ne dea hârtii și de astea. Inclusiv în tribunal, în timpul procesului, a fost cerut dosarul care a fost folosit, după care s-au făcut licitațiile publice. Și primăria o scos din dosar de colo și s-au folosit în timpul procesului de actele de colo, dar au zis că nu au procesul și nu pot să-l prezinte la curte.
în instanțe. Au zis că nu mai există, dar în schimb ei au știut. La cutare s-a vândut un graj în data de, la cutare s-a vândut nu știu ce. La... Deci primăria știa. Și primăria, inclusiv domnul primar, că domnul primar a venit la toate înfățișările. Când este primar? Din 2004. Din 2004. Da, din 2004. Și din 2004, noi suntem din 2005, ne-a intentat proces și suntem tot în proces din 2005 cu curtea colectivului. Și dacă cumpărăm o curte sau ceva, și cu curtea respectivă. Curtea colectivului a fost a noastră, am avut hârtii pe ea, ne-or făcut ei, nu știu să vă spun ce hârtii și ce îmbârligături și ce combinații, că am avut titlul de proprietate, ne-au anulat titlul de proprietate. Noi ne-au anulat titlul de proprietate. Cum persoana care, nu știu să vă spun, noi când am înaintat actele la prefectură, o doamnă Ursa o semnat titlul de proprietate. Și după aceea ea a venit în instanță și a reprezentat primăria și ne-a anulat titlul de proprietate. Deci tot ea. Deci ea îl semnează ca fiind valid și ca fiind bun, își pune semnătura la prefectură acolo și după aceea vine și ea ne acționează în judecată cu primăria și reprezintă primăria și ne anulează titlul de proprietate. Motivul? Motivul? Nu avem dreptul. Dar din ce moment am cumpărat clădirile... Cine are interese asupra terenului? Primăria, pentru că primăria între procese și astea... uitați, domnul știe, vrea să... Spuneți. Vrea să une cu fost ideologic la colectiv, să faci o societate a primăriei. Și respectiv. Ce societate? Vrea să facă dale din acele pentru trotuar. Și acolo, automat, sigur că se interese. Asta a fost consilier. Știu, atunci ne-am fost și la fața locului, la grajduri, toți consilierii. Nimeni, toată lumea dădea din numeri, că inginerii stăteau în primărie și pregăteau terenul pentru sece. Sece jidvei, tăun făget. Adică să lucra pentru a se da pământul. Și acum la tăunii dori dezastru mare, dar tăunenii li frică să vină. Li frică, mulți ar veni. Uite, doamna, de exemplu, de la Tăun, să vă explice că mai are acolo multe procese încă. Domnul Băcile, dumneavoastră ați fost consilier, da? Da. Acestei doamne de lângă mine i s-a făcut niște nedreptăți în favoarea unei societăți comerciale, da? Și societatea au renunțat, că nu s-a putut lua de la ei. Da, dar până la urmă... Trebuie să judece. Până la urmă terenul a fost trecut în domeniul public. Și ca să treci un teren în domeniul public normal, nu trebuie să mai fie nicio construcție. Terenul ăla trebuie să fie eliberat de sarcini. Păi terenul ăla totdeauna au fost construcțiile. Construcțiile noastre au fost acolo. Și ei, primăria, totuși au trecut terenul în domeniul public. După aceea au trecut terenul în domeniul privat. Ori înstrăinat parte din teren. Chiar dacă am fost în tribunal. Avem procese inclusiv la Strasburg cu chestia asta. Ce spuneți, domnul consilier? Ce să spun acolo? Și ei au dreptate, dar primăria au făcut toate. Primăria are dreptate sau primăria? Nu are primăria. Au făcut în vârtele care s-au făcut. Inginerii știu. Și ei au fost la fața locului. Pe vremea când erați consilier local, ați luat măsuri în acest sens? Toată lumea a luat măsuri și s-au făcut? Nu s-au făcut nimic. S-au lăsat toate morte și acum, sigur, rămâne pe primarul. Primarul este autorul pentru că inginerii sunt toată vina. Inginerii au lucrat de sodat, cum au vrut ei. În favoarea unei societăți. Sigur, deci, sigur. Putem vorbi despre o mafie a zonei? Este o mafie, o caracatiță. Caracatiță a Valea Lungii. Inginerii au fost toți una. Adică au lucrat toți, să știe. Iar primarul, el a semnat că au fost și decedați care au murit oamenii și pământul s-a trecut. Cum s-a trecut? Pe bază de tabel, ba da, pe bază de tabel și a semnat primarul. Comisie funciară, nimic. Unde e comisia? Fără comisie. Aveți documente de eliberare? Păi este la doamna, de exemplu. Aveți astfel de exemple, eliberarea unor acte fără... semnăturile ale comisiei locale de fond funcțional. Auziți aici, eu m-am dus, uite că am altul de ăsta. Am primit de la, când s-au împărțit parcelele de pământ,
noi trebuie să fim a doilea în parcela care a fost. Și fiind domnul Biriș, o să zic, nu-i nimica că îi dăm la femeia asta, că ori aici, ori mai sus. Noi l-am luat, l-am folosit, dar nu știu câți ani l-am folosit așa pe a nostru, da, locul nostru care ni l-a dat. După ce un timp a venit omul ăsta care o cumpărat de la femeia respectivă și și-a făcut cabană. Și-a făcut cabana, a pus cabana cu o jumătate de metru, o lăsa după cabană. Cum era legea că lași o jumătate de metru. Noi am lucrat 2 ori 3 ani. După 2 ani cât o vint ăsta, s-au apucat și ne-au închis cu gard de sârmă până jos, tot locul nostru. Cine? Căpâlneanu, care o cumpărat de la femeia asta care o a avut acolo. O cumpărat și s-au apucat și o închis cu gard, domnul Căpâlneanu, o închis cu gard. Și eu m-am dus și l-am luat de 3 ori, i-am luat gardul jos. Și până la urmă, am dat și amendă, am plătit, și locul meu nu l-am mai avut. Nu, ni l-a luat categoric, a fost un loc frumos și avem și mărul și oameni destui, că eu am fost când o măsurat, chiar eu am fost am ținut de unde trebuie să iasă. Și toți au fost bine, numai după 2-3 ani s-au făcut că o închis și pe a nostru ca să fie numai sus, dar era cu valea, cu rozor, cu tot. Și o închis pe a nostru tot deasupra, până în vale, și n-am mai avut. Și noi ne-am dus de 3 ori și am scos stâlchii și de-asta. Și ne-au dat în judecată și am plătit 30.000 fiecare. 90 de milioane am plătit pe banii. Domnule Muntean, într-o formă sau alta sunteți reprezentantul oamenilor atât din Jidvei, iar putem zice că și din Valea Lungă și de pe Valea Secașelor în general, pentru că pur și simplu le știți problemele. Le știți. Ce credeți? Despre ce credeți că este vorba? Păi văd că și acolo e aceeași poveste ca și la noi. Și primarii ăștia se iau din unul în altul. Ești practic primarul, acolo în primărie. În primărie e o caracatiță, cum zice domnul Băcilă, sunt multe vipere care te mușcă. Te bagi între ele și iar pământul te mușcă. La doamne, tulburare de posesie. Păi nu poți tu să vii să-i spui la un prietnic că îi dai în locul doamna. Teren să-și facă cabană. Sunt astfel de cazuri peste tot. Sunt astfel de cazuri, exact ca la cazul nostru. Vine Chircu, polițistul, primarul, prietenul lui, mafie, joacă cărți împreună. Cum joacă cărți împreună? Așa bine, se întâlnesc și joacă cărți. Barbut. Toată ziua. De-aia nu sunt legătura cu mine și nu vreau să fim prieteni, pentru că eu nu mă bag în rândul lor de mafie. Deci ei joacă cărți. Când se întâlnesc la cărți și la chef. Dumneavoastră, chiar dacă sunteți consilier local, încă nu v-ați reglementat problema terenurilor? Adică știu că și dumneavoastră aveți o problemă concretă de tulburare de posesie. Păi da, și dacă eu cer un act din primărie, dacă cer un proces verbal la comisie locale, nu mi se dă. Sunteți consilier local? Păi chiar, mai mult, mi se râde în nas și îți bat joc. Cine vă râde în nas? De la doamna secretară până la domn primar și toată mafia care e în primărie. Cum e? Topograful și... Păi, doamna de la Camera Agricolă, doamna Irina, ne spune, eu ți-aș da, chiar am făcut o cerere pe Nexa 19 de acum 3 zile, doamna mi-a spus de acolo, ți-aș da, dar nu am la mine. Păi cum, doamna, că cer o Nexa 19, nu cer nimic ilegal de aici din primărie. Și am depus o cerere și acum sper că prin cererea care am depus-o, o să primesc, în termen de o lună. La Jidvei am întâlnit termenul, dacă aș putea spune așa, de punere în posesie, fără o ședință și fără semnăturile comisiei locale, de fond funciar. Cum e posibil așa? Ei, eu când întreb pe membrii din comisia fond funciar, ei spun că nu au semnat. Păi eu știu că pornește jos de la o cerere, e o anexă, e comisia de fond funciar, merg la fața locului, văd despre ce teren e vorba
stabilesc, se pun de acord, vin la primărie, da, iați de teren, e liber, e de sarcini, putem să-l dăm sau nu putem. Ei dau din primărie, din pix. Bună ziua, bună ziua, dăm la Chircu. Așa, eu am fost la domnul, am fost în audiență la domnul, am fost o mafie. Am fost la domnul primar, la domnul director de la OCPI. Ei, domnul director de OCPI, am spus că domnule, nu se poate așa ceva. Cum se dă? Cum se face? Așa, domnule. Se dă. Am fost și la Comisia Județeană și de acolo domnul Cazacu ne-a spus că vine în control și reglementează toate treburile. Ei, am spus că dacă ei vin în control, trebuie neapărat să mă sesizeze și pe mine, să sesizez la urmă pe toți cei care sunt nedreptățiți. Cât sunt? Câți oameni sunt? 20, 30, 50, 100. Aș putea să vi aduc pe toți în televiziune și vi aduc. Dar facem un meeting la prefectură dacă nu se rezolvă. Sunteți hotărâți să faceți acest lucru? Da, da. Chiar dacă ei, prin dezvăluirea multor ilegalități și multe furturi care le fac, încearcă să-și exprime frica prin a sparge case, abate oamenii de la ferma care o am, chiar am prins și acest individ care a fost acolo și m-a amenințat prin telefon, iar poliția de Jidvei spune că face, nu zic că nu face niciodată, nu mi-a zis în față că nu face, dar uite că dar nu iau. Totuși aveți angajați bătuți și case sparte în familie. Da, uite, chiar de 4-5 zile, eu am fost plecat la București, au știut că eu sunt plecat, a venit acolo la un angajat al meu, l-a luat la picioare, în fund, că câți bani tu faci aici, că de ce lucre aici și unde dormi, că să venim pe tine, să te batem și astea nu sunt lucruri. Deci nu suntem în, știu eu, nu mai, suntem în 2016. Dacă avem ceva, să ne, vrem să... Ce credeți că s-au întâmplat aceste evenimente? Și urmarea emisiunilor și a dezvăluirilor pe care dumneavoastră le faceți? Păi de ce ei vreau să intre la intimidare? Ei cred că noi ne intimidăm și ne frică de și ne oprim din a dezvălui mafile care se fac. Dar eu chiar am spus și la domnul primar că cu prețul vieții eu nu mă las. Cine este în spatele acestei mafii? Cine conduce totuși? Primarul nu poate de capul lui să facă. Nu știu, eu sunt surprins și... În favoarea cui sunt făcute? În favoarea domnului primar. Deci domnul primar comandă acolo, el îi comandă poliția, el dirigează. Știu că am fost la masă cu ei de multe ori, primarul dirigează, primarul îi trimite unde vrea dânsul. Deci poliția nu poate lua niciun fel de atitudine că... E oprită din partea dânsului. Să revenim la terenuri. Ați încercat să discutați cu domnul primar vis-a-vis de terenurile pe care le aveți dumneavoastră sau în situația în care sunteți dumneavoastră? Da, am încercat de numărate ori și mi-au spus că terenul care e în situație, nu e în litigiu, pentru că acolo e terenul oamenilor. Terenul care l-a suprapus pe domnul Chircu peste noi, el acest titlu îl anulează. Mi s-a spus de multe ori, eu am rămas undeva liniștit că acest teren eu o să lucrez în continuare. Ei, iată că eu am mers la OCBI și mi-a desat o rahardă de acolo, de punerea în posesie, care acolo spune clar că eu dau la domnul Chircu. Revenim în emisiune, vorbeam cu invitații mei despre mafia retrocedărilor de pe Valea Secașelor, de la Jidvei, Valea Lungă și comunele din zonă. Doamna Șovrea, spuneți-ne ce s-a întâmplat, ce legături există între dumneavoastră și aceste interese de acapararea terenurilor, pentru că am înțeles că sunt interese în zonă, sunt oameni care vor cu disperare să pună mâna pe terenurile localnicilor. Ce se întâmplă acolo? Păi am un loc unde o făcut via pe el. Cine? Domnul Nișulescu, am vorbit cu el și a spus că scoatem via. Până la urmă a spus că o să-l plătească. Dar când o să-l plătească? Că de lucrat, terenul, da, l-o, lucrează, dar nu... Dar nu l-a plătit cu nimica. Ați nici încercat să obțineți bani? Au spus că mă sună, i-am dat numărul de telefon și au spus că mă sună și o să îmi plătească locul. De 2 ani de zile nu m-a mai sunat, nu mai nimica, dar via îi pusă pe el. Și n-aș vrea să-i las, că nu i-l-am dat ca să lucre pe degeaba, să ni-l plătească. Sunt mai mulți oameni în această situație, care au spus, sunt, cum să zic, băcile, îi pușcă, îs mulți care nu l-au dat tot, dar acum nu mai are. S-au făcut presiune asupra oamenilor să cedeze acest teren? Păi nu, că l-au luat. Cum l-a luat, așa? O pus viță,
Și ce le-a spus oamenilor? Dumneavoastră ce v-a zis? O spus că o să-l plătească, dar nu ni l-o mai plăti, nici plată, nici nimica nouă. Și eu aș vrea să știu cu ce drept ni l-o luat. Și n-ați aflat încă, nu v-ați dus la primărie, domnule? O zis că tot pământul care îl avem, nu mai avem, că l-am dat tot. Păi, da, eu am dat de două ori, n-am dat mai mult. Bun, vi s-au dat, vi s-a nu dat banii? Nu mi s-a dat nimica. Pe... Nu, nu. Nu m-am semnat în niște de ăștia registre. Când am luat banii, am semnat de două ori. În primăria veche. În primăria veche am luat și am semnat. Cu astea alte care au rămas de nu le-am dat. De exemplu, nu voiați să dădeați terenul. Ce se întâmpla? Păi nu l-am dat, că a fost când am vorbit cu domnul Neșulescu. Eu n-am vorbit că îl dau și pe ăla. Numai de două ori. Era a treia oară să îl dau. Ăsta vine ala cu forța. O pus vie pe el și când o vin după, am spus, domnul, cu ce drept v-ați băgat dumneavoastră? Păi eu a fost acolo și am băgat peste tot locul. Da, o să facem să îmi dai numărul de telefon și ți-l plătesc. Nu l-a mai plătit nimic. Și via îi pusă de atâția ani pe el. Doamna Alina, ce se întâmplă dacă nu cedați terenul? Păi, se pot întâmpla mai multe, oricum... Dați-mi câteva exemple. Dumneavoastră, vă luptați pentru o palmă de pământ și mai multe clădiri pe care le-ați cumpărat. Vă luptați de ani de zile împotriva acestei mafii. Ce se întâmplă? Uite, pur și simplu nu vreau să dau terenul. Păi, în primul și în primul rând te duci la primărie să-ți dea hârtii pentru teren. Nu-ți dau, nu-ți fac titlul de proprietate, nu-ți dau adeverință, ai teren, trebuie să-l bagi la APIA, nu poți să-l bagi la APIA, că nu primești, de acolo nu primești. Care sunt motivele? Totuși trebuie să existe o explicație. Păi noi ne-am dus, inclusiv ne-am dus cu persoanele de la care am cumpărat terenul, ne-am dus să treacă terenul de la persoana de la care l-am cumpărat la noi și îl face prost pe omul respectiv. Îi zice, du-te domne, că tu nu mai ai teren, tu nu ai așa, păi mă, omule, am de moștenire de la ăla și de la ăla, am terenul ce l-am cumpărat de acolo, dumneata cum îmi zici că nu am? Dar dacă îl dădea la Neșulescu? A, păi dacă îl dădea la Neșulescu, eu bănuiesc că deja erau hârtii făcute. Deci eu nu știu, dar pentru noi nu se pot face hârtii tot timpul, dar pentru Neșulescu bănuiesc că se fac tot timpul. Și pentru unii care lucră pentru ei, le-au făcut titlul de proprietate, eu am titlul de proprietate pe curte, dar pământul m-am băgat și ni l-o dat, dar am și din partea la cumnată, numai 50 de ari și mai trebuie să-mi dea încă 40 sau 50 de ari care mi-o dat într-un deal. L-o prostit pe copil și i-o dat într-un deal. Și i-am spus, domnule, ăsta nu-i bună, nu a avut acolo. Și m-am lipsit de el și de atâta timp nu mai am pământul care trebuie. Și unul la fel, îl lucrează și nimica. Și vreau să văd cum să-mi dea și mie tot dreptul meu, că nu trebuie pe al altul, nu trebuie dreptul meu, care l-am moștenire de la părinți și de la moșilul soțul. Domnul Băcilă, cunoașteți problema oamenilor din Valea Lungă printre, pot să zic, cel mai bine. Ce știți? Ce se întâmplă acolo? Cine e în spatele acestor retrocedări? Se fac presiune asupra oamenilor. Cum funcționează practic acest mecanism? Acest mecanism funcționează în felul următor. La unii s-o dat titlul și nu le-o dat pământul. Chiar cum e și doamna, are titlul pe pământ, dar pământul e dat la domnul Nicșiulescu. Sau? Așa, pur și simplu. Asta mă comisia. Văd că toată lumea are același text. Înseamnă că așa s-a întâmplat. Bun, dar cum? Foarte simplu, că comisia funciară nu și-a făcut datoria. Și inginerii. Inginerii au dat de nu știu, de exemplu, doamna lipsește pământul. La altul iar i-a dat pe un hectar și are numai 50 de ari. Sunt mulți și de la Luncă și de la Făjești și de la Lodroman, sunt mulți care
Nu l-au dat. Deci toate satele... Satele care, da, da, dar dacă l-au luat, atunci trebuie să-l plătească, să-l plătească, că fiecare și la Făjești, și la Tăun, și la Lodroman, toate îs. Ne-au dat 60 de lei pe are și ne dă pita. Într-adevăr, aia o luăm pita. Ne dă o pâine de om, da. Pe două pâni, patru pâni la, la doi oameni. Cum eu cu soțul, patru... Pe 60 de lei și două pâni pe săptămână. No. Domnul Munteanu, ce știți de situația asta? Am auzit. Pe acolo plăie din zona. La noi nu s-a practicat așa. La noi s-a luat terenul cu japcă și nu le-a mai dat. Ați încercat să faceți o sesizare la centru? Am sesizat și nu ne răspunde nimeni deocamdată. Ne-a promis domnul prefect că vine în control și ne cheamă și pe noi acolo. Dar avem... Nu a venit, încă l-așteptăm. Dar avem situația, mă repet, de mai multe ori. Și cât mai așteptați? Nu mai așteptăm foarte mult. Dacă nu vine mâine sau pe mâine, noi o să facem meeting la Alba Iulia. 100-200 de persoane avem, putem să mergem să facem meeting și dacă trebuie să ne dăm foc în fața prefecturii, ne dăm foc în fața. Deci trebuie să facă dreptate. Pentru că noi avem, m-am mai repetat, avem pe bunica care reiese că ei au vândut pământ în acum 2-3 ani și ea e moartă bunica de 25 de ani. Nu se poate așa ceva. Așa, pentru că mafia spune că are, este contract de cumpărare că bunica au vândut. Nu este. Că bunica e moartă. Aș fi vrut și eu să vin la primărie să vedem. Păi, dar ei sunt stare de orice. Pentru că ei dau mâna cu dracu pe întreg puntea. Numai să... Pentru bani. Sunt pentru... manipulați oamenii din zonă. Sunt oameni în vârstă, sunt manipulați de către angajații ai primăriei în favoarea unor firme private? Sigur, și foștii, și foștii primari au umblat din casă în casă și au forțat pe undeva pe oameni să vândă pământurile. Hai, da, influențați, hai, dacă vinde, că vezi, că dacă nu, cine-ți lucră, dar nu te interesează ca primar ce fac cu pământul meu. Fiecare parte știe el, la rândul lui, ce face cu pământul. Nu trebuie să mă obligi tu să-l vând la domnul Nișulescu. Că până la urmă, urmei, fiecare stăpân pe situația lui, pe casa lui. Și doamna știe. Alina, vă cedați partea și dreptul pe care îl aveți pentru o pâine? Nu. Pentru o pâine lucrez, dar nu. Pentru că noi ne luptăm pentru terenul ăsta și pentru asta că noi vrem să le lăsăm la copii niște situații clare, nu? Niște tâmpenii ce fac oamenii ăștia. Că fiecare luptă pentru copilul lui, pentru el și pentru copilul lui. Păi noi luptăm pentru drepturile noastre și ale copiilor. Păi noi suntem în tribunal numai din 2005 și suntem în 2016. Sunt 11. Da. Dar până atunci, atâta ne-or purta cu zăhărelul, ne-or tot, că visa voastră, nu vă știm, nu știm să dăm acte, nu știm cum trebuie făcute, nu așa, nu așa. Și acum, tot așa, nu, acum mergem în instanță, primăria în instanță duce fel de fel de acte. Instanța nu poate să ieie de bun un act pe care îl duc eu, ia un act pe care îl duce primăria de bun. Că primăria e o instituție acreditată. Și dacă primăria aduce un act care nu îi valid și îl duce ca drept valid, justiția îl ia de bun. Eu degeaba mă duc și zic, nu, domnule, nu e așa. Pentru că primăria o pus ștampila și o semnat, așa e cum zic eu. Și atunci noi ce facem? Noi murim cu dreptul nostru în mână. Vi s-a cerut vreodată să renunțați la aceste drepturi? Vi s-a cerut ceva în schimb sau... Să nu mai săpați atât de adânc? Da. Vi s-a spus să cădeți la pace într-un alt sens? Luat? Păi am mai căutat și noi în stânga, în dreapta, așa, da. Concret, ce vi s-a oferit? Nu, deci nu pentru tăcere. O să le lăsăm moarte, că dacă nu le lăsăm moarte, ne ia terenul și prin grajduri și cu clădiri, cu tot. Cine vă zice? Păi ne-au trimis vorbă. Nu. Deci ne-au trimis vorbă. A, și apropo, anul trecut, în primăvară, am avut un incendiu la tractoare și la astea pe colo, care, cică, ar fi ieșit, nu știu să vă spun, că atât am așteptat. Într-o noapte a început să bubuie pe colo. Bubuituri. Câinii vreo 3-4 zile nu au stat în picioare, când avem niște câini din ea mai mari, mai răi.
Și câinii, nu știu, le-au dat ceva de mâncare, câinii vreo 2-3 zile n-au stat în picioare și au avut diaree și am crezut că ne mor. Credeți că e vorba de o mână criminală? Doamna dă din cap că da. Ce a spus? Sunt oameni răi destui și care spretin cu primăria, cu poliția. Dacă eu, când m-am dus să-mi iau pământul, o trimis poliția să vie ce putem eu să fac. Putem să mă bat cu careva? De-o a adus poliția la fața locului. Domn primar, o trimis poliția... Ca în banca ei. Păi m-am dus să mă bat sau să-mi cer dreptul care l-am? Asta că nu m-am dus odată la loc să nu fie și poliția. Și ne-a spus poliția eu așa, doamna Șovrea, văd ce îi, nu pot să fac nimica. Dar de ce m-ai amendat atâta? Nu pot, n-am ce face. Așa a zis poliția. Da, așa a spus poliția. Acolo de 2, de 3 ori, de câte ori am fost, așa ne-a spus. Ce pot să fac? Sub ordinea primărie și n-am ce să fac. Că așa îi, așa îi. Cei în toată comuna îi sub primar. Indiferent că cine-i, îi sub primar. Primarul are alții care îl influențează. Cine? Păi, prieten și cum lucrează junerele lui Căpâlnea, lucrează în ăsta. În primărie. Alții care, când m-am dus la locul acolo, deja eu dat telefon ca să vie că am vint aici. Tot ei din primărie, contabili, secretari ei. Ei de ei. Care nu au dreptul la pământ și la astea, dar au peșetolocul. Noi nu avem dreptul că-l avem, că-l avem moștenire, dar altul au. Care o vinde nu știu unde și are pământ mai mult ca noi. Copilul meu e din Valea Lungă, cumnată mea și asta, și nu are dreptul la pământ, că n-are de une. Să mă duc pe deal. Păi eu nu mă pot duce pe deal, că nu au avut buna pe deal. Să-mi dea acolo une, iaște ca la fiecare. Am lucrat la colectiv, mi-au dat 50 de ari. Când s-a stricat colectivul, l-am lăsat. Că e al un om sau al cineva. Alții le-au făcut titlul de proprietate și îl mai au. Și nici nu l-o, poate nu îl o da, numai că îl are pe hârtie. Domnule Muntean, care este interesul acaparării suprafețelor mari de teren din zona respectivă, mai ales din Jidvei? Interesul e că primarul vrea bani, mașini, casă, apartamente... Vine Neșulescu, ară, pune vie, băi primare, poftim mașină, fă-mi titlu. Comandă la OCPI, faceți titlu, OCPI-ul face titlu. Vrem și noi transparență în primărie, pentru asta am luptat și mă repet, a doua oră. Vrem ca orice om să-și aibă drepturi legale în primărie. Vrem că dacă trebuie să facă titlu, să facă și lui ca și la Neșulescu. Toți trebuie să fim egali, nu unul mai mare decât ălalt. Asta am luptat în campanie și asta lupt în continuare. Și domnul primar, dacă vrea să-și cumpere mașină, să meargă să muncească și să nu mai cerșească bani din casă în casă. Face asta vrem. Da, mă mai repet încă o dată și la mine personal avem de N și de 10 de ori să-i dau bani împrumut. Că mi-i dă a doua, a treia zi. Că nu-i dă domnul Neșulescu bani? Da, sau altă firmă care face lucrări. Am făcut un contract cu o firmă care face lucrarea asta și vine și îmi dă plicul. Și atunci să-i dau banii. Dar banii nu i-am mai văzut banii. Se întâmplă aceste Da, lucruri? Sigur. Eu spun, deci noi nu presupun, eu spun ce mi s-a întâmplat mie și cum lucrează el. Și cu alimentările alea, dacă vă aduceți aminte la emisiunea trecută, v-am spus despre alimentările care s-au făcut pe cardul primăriei. V-am spus de niște carduri care s-au dat la viceprimar, care și de acesta vreau să relatez că este un corupt și un mafiot și un hoț. Care și acesta a furat de la mine, de la benzinărie, motorină, pe cardul primăriei, de sute de ori. Am scris aceste lucruri, operatori. Ați făcut o sesizare? Da, am făcut sesizare la București, la Alba, facem și mai departe, și vreau să dea socoteală unde s-a dus toată motorina care i-a luat-o pe cardul lui. Cardul primăriei, nu al lui. Cardul oamenilor. Pentru că el a alimentat acolo băiatul lui,
cu golful argintiu, avem scrise numere de mașină, în tractorul lui personal, în duba lui personală, cu bidoane, vrem să vedem unde și pentru ce au alimentat. Și primarul v-a mai spus în ce mașini personale. Inclusiv, domn primar deține niște terenuri care le cultivă cu motorina primăriei, alimentează pe cardul primăriei, le-am scris și aceste lucruri. Cum e posibil așa ceva? Totuși vorbiți de o fraudare a bugetului foarte local, mare, foarte mare fraudă. Banului public. Foarte mare fraudă. Și v-a relatat și de niște bani care lipsau din caseria primăriei. Era în jur de un miliard. Deci avem surse din caseria din primăriei. Primărie. Deci îl ia de acolo cât vrea el. Le forțează pe doamne de acolo să-i dea bani. Avem de acolo avem sursa sigură. Câți s-a bani? S-a făcut vreodată vreun audit la acea primărie? S-a făcut curte de cont, da, a fost curte de cont acum vreo 5 luni și nu au găsit nimic, nicio lipsă în caserie, nu au găsit, au scris ceva proces. Eu am cerut procesul verbal, dar nu mi-l dă nimeni, să văd ce neregulă au găsit curte de conturi. Dar știm că doamne de acolo mi-au spus că au lipsă în caserie și după ce s-a făcut plata aia spre domnul Calancea, facturi personale în trezoria Blaj, a treia, a patra zi au pus toți banii la caserie. A mers domn primar și a... Se ferea de un control sau da, de ce? Da, deci atunci s-a sesizat că a făcut greșeli și a pus banii toți. Și acum doamnele să regăsesc cu banii în caserie. Dar eu vreau să văd acei bani de unde e încasat domn primar. Că acolo sunt încasări și se evident încasările. Sunt încasări și... Domnule Băcilă, în activitatea pe care ați avut-o de-a lungul anilor în jurul primăriei Valea Lungă, se întâmplă aceleași fenomene ca și la Jidvei? Este deal-ul Comunei Valea Lungă, să zicem, corupt de oamenii de afaceri din zonă? Are oamenii lui, nu lucrează cu oricine. Și cine a lucrat la cămin, la școală, la biserici, sunt tot oameni, aceeași echipă. Coordonată de către domnia sa. De primărie și contabila. Puteți să-mi faceți o estimare a averii edilului din Valea Lungă? Păi acum în Valea Lungă sunt majoritatea care au cumpărat. De exemplu, domnul Ciufi are 43 de hectare, altul are 40, altul are 45. Deja e concurență, nu știe nimeni care sunt mai bogați. Sunt și de acolo poți deduce că ceilalți năcăjiți nu pot să-și iei bucata de pământ. La Jidvei putem vorbi de același lucru? Puteți să-mi faceți o estimare a averii primarului din Jidvei? E foarte bogat, domn primar. A fost când a devenit primarul comun de Jidvei, a fost sărac, ghindă. N-au avut de mâncare de azi pe mâine. Eu le-am dat de mâncare. I-am pus de mâncare pe masă la copilului. Susținatul Muntean Daniel a venit plângând la mine că eu sunt fratele lui să-i dau bani și țigări împrumut. Era, ce să mai zic, fără cu n-am cu minte. Până la urmă, la păcălii, v-a luat terenuri. Și acum, în momentul de față, domnul primar e foarte bogat. Foarte bogat, domn primar. Și vă mai reletesc, domnul, vă mai amintesc ceva și despre alt corupt viceprimarul, că nu am terminat cu el. Undeva odată i-am făcut niște filmări pe la moară. El are și el... afacere? Are și el niște fermă de porci. Unde avem o moară de ciocane a comunei. A comunei Jidvei, a oamenilor o moară asta. Nu e a lui și nu e a lui primarul. Să fie clar și tot ce e în primărie nu e a lui primarul. Primarul e pus de oameni și el trebuie să dea socoteală acolo. Nu poate să facă el de cap că are primărie și are secretare și are... angajați. Iar acesta a profitat de ocazia cu moara aceasta, mergea în fiecare săptămână de 2-3 ori la moară cu oamenii primăriei, cu oameni de la social de la primărie, cu mașina primăriei și mergea în toată săptămâna cu, știu eu, 20-30 sați de porumb. Ba mai mult, morarul de acolo întrebându-l, mi-a zis că nu plătește de 2-3 ani de când merg la moară, această moară. Adică de când e viceprimar nu își plătește serviciile față de moara? Niciodată. Păi niciodată. De ce îi se cuvin aceste servicii? Nu îi se cuvin, pentru că nu e moara lui. De ce acceptați ai moara oamenilor. Acest lucru? Acceptăm că eu am spus că dacă merge și el, dacă merge el, trebuie să mergem toți.
dăm o hotărâre de consiliu și această moară să o folosim toți oamenii comune, că toți oamenii comune merg la moară. Oamenii comune îi plătesc morării. Sigur, eu personal mă duc și îi plătesc 4 lei, 5 lei pe sac, îi plătim la... Și viceprimarul nu. Păi nu, că el e viceprimar și îl face abuz în serviciu. El abuzează și se folosește de funcția care deține. Iar are fișa postului și are alt lucru. Nu, fișa postului nu e pentru a merge la moară să-și macere făină. Merge sâmbăta, merge când vrea, dar nu merge cu mașina primăriei și cu oamenii primăriei. Avem filmate, avem listă cu oamenii care spun de chestia asta. Vrem și vreau, atunci, dacă el îi se dă această ocazie, să ne se dea la toți. La toți oamenii comunei. Că pentru că această moară e a oamenilor din comună, nu e a lui, personală. Ce ați observat? Am înțeles, merge și cu mașina primăriei? Numai cu mașina primăriei. Mașinile primăriei sunt serviciu domnului primar și domnului viceprimar. Ați încercat să discutați aceste subiecte? Am încercat, da, da, chiar am încercat și chiar mă s-a revoltat domnul viceprimar, acest individ corupt. Pentru mine nu e un viceprimar. A fost un viceprimar când l-am pus și am vrut să facem transparență în primărie. Era acesta, după câteva săptămâni, au abuzat de funcție și se folosea de mașinile instituției. Aceste mașini instituției... Da, sunteți consilier. Sunteți și dumneavoastră reprezentantul oamenilor. Da, dar când îi întreb așa ceva, nu vreau. Nu. Deci eu, dacă mă roagă cineva în sac că nu mi-ar dau neoane, eu le propun și îi spun că nu-i treaba mea să ocupă ei de așa ceva. Și se ocupă? Nu se ocupă. Când vreau ei și la cine vreau. Și cum vreau. Și dacă i-am spus, i-am dat atenția cu mașina primăriei că... și nu numai atât, dacă merge la moară, merge și la culeda porumb pe hotar, merge la culeda struguri și abuzează în tot felul de această instituție. Se fac presiuni a dumneavoastră în calitate de consilier al comunei, de reprezentant al oamenilor din Jidvei. Se fac presiuni să cedați în favoarea lor, să îi ajutați cu anumite favoruri, să închideți ochii la anumite aspecte? Da, deci când ei alimentau abuzit la mine, tot mi-au spus, lasă, Dani, că aici noi avem sus la județ, acolo e domnul Dumitrel care ne acoperă, Dumitrel care ne protejează, avem pe domnul Nișulescu, cel mai tare pe zonă. I-am spus, nu mă interesează pe cine aveți, mie trebuie să nu mai alimentați și să-mi plătiți motorina. Alimentările voi să le plătiți. Și nu mai abuzați pentru că ei nu plăteau la momentul ăla acela, nu plăteau carburantul. Și le-am spus, nu mai alimentați măcar strict necesar. Cât consumă mașinile primăriei, ca să puteți sfârșitul lunii să-mi plătiți acest carburant. Iar ei nu, ei au abuzat și au alimentat... Nu aveți contract cu primăria. Sunteți și consilier, ați fi incompatibil. Tocmai de aia n-am contract, pentru că m-am interesat și am sunat la Ani și mi-a spus că nu pot să am un contract, de țin un contract dar cu primărie. Ați precizat acest aspect să nu se înțeleagă. Da, exact. Pentru că chiar mă bucuram dacă aveam un contract, pentru că puteam să le pun și eu niște clauze și niște penalități care puteam să le încasez. Pentru că am avut multe facturi, acum mi-au achitat domnii. Chiar mă bucur și nu mai iau motorină, s-au supărat pe mine că nu le mai dau și mai pot să abuzeze de la mine să alimentează și s-au mutat la mult în Târnăveni. Și de acolo abuzează, că am văzut și de acolo și ne-au sunat și de acolo, ne-au spus data și ora când ei acolo alimentează mașini personale, în canistre, ba chiar i-am văzut eu cu ochii mei, viceprimarul, într-o sâmbătă, în mașina lui, în bidone. Pe banii primăriei, pe carburantul primăriei. Pe cardul primăriei, carburantul primăriei, sigur. El de acolo își lucrează terenurile, de acolo își... Deci e un abuz în serviciu mare. Alte aspecte? Nu mai aveți? Nu mai am ce să spun. Și la Valea Lungă. S-a vândut mora, s-a vândut brutăria, toate s-au vândut. Nu mai este nimic. Alea au fost proprietate personală odată, au fost al lui SAS. Plecând în Germania, nu știu, o dat bani, o plătit-o sau nu o plătit-o. Acum s-o vândut. E gata. Și brutăria și moară. Nu mai avem moară care a fost moară bună în comună, nu mai avem. Cine a cumpărat? Păi, cum îl cheamă? Un om care se ocupă de... Care are, o deschis acolo... O vândut moara și acum s-o deschis acolo
pentru materiale de construcție, tot ce se ține de... Ce faceți? Continuați procesele pe care le-ați început? Păi normal. Deci noi am investit de la Revoluție încoace acolo în terenurile alea din curtea noastră de ce am cumpărat. De la Revoluție încoace noi tot investim bani și toți banii noștri merg acolo. Normal. Deci, știți care e problema? Doamna a zis că ea a cumpărat o casă bătrânească cu curte cu 40.000. Haideți să ne uităm aici că noi, eu am hârtiile de la bancă, 400.000. Păi cu 40.000 o casă, cu 400.000 banii ce am luat noi din bancă numai pentru un graj și pentru o moară, 10 case puteam să-mi iau. Fără de să... pământ, știi? Da, cum sunt interesele în cazul dumneavoastră? Nu știu să vă spun. Nu știu. Domnul a spus că au fost interesele la o societate să-și facă acolo nu știu ce pavele. Acum? Și... Acum a fost trecut, acum a fost trecut în domeniul public, după aceea în domeniul privat și în străinat, iar în domeniul public. Acum vor să facă ANL-uri acolo. Noi avem animale, avem 30 de vaci acolo. Ei vor să facă în ușa grajdului să facă case de locuit. Deci vor ca să ne scoată afară de acolo cu totul. Dar nu se poate, pentru că noi bunurile astea noi nu ne-am dus să le cerem de milă. Noi le-am plătit. Le-am cumpărat, la licitație le-am plătit. Îți bați tu joc de un om așa și de munca lui de o viață. Așadar, foarte multe nereguli. Am rugămintea. Acum, pe încheierea misiunii, un apel, autorități. Mă sună lumea, mă sună comisari. Astăzi mă căutat doi comisari să mă îndulcească. Cum le-am... e posibil ca doi comisari să vă îndulcească pe dumneavoastră? Așa bine, spicuiesc informații, ce avem de gând. Le-am spus și astăzi, de gândul meu, tot ce v-am spus nu sunt presupuneri. Eu nu presupun că așa au fost, că așa au fost. Iar dacă eu am anticipat că n-au ne spart case, chiar ne-au amenințat copiii, ieri seară pe stradă ne-au prins copiii, ne-au amenințat că nu știu ce le face și nu știu ce le face la părinții lor. Deci eu dacă am spus că cu prețul vieții am să mă duc până să descopere toate legalitățile astea, eu am să o fac. Asta înseamnă lucru mare cu prețul vieții, da? Copii, noi, cine o fi? Eu am anticipat și la acum 2-3 luni, pe unde am depus sesizările și le-am spus. Și dacă vreau dânsii mai anticip și altceva mai grav decât ăsta. Că ăștia sunt în stare orice să facă. Pentru bani, primarul individul de la Jidvei e în stare să facă orice. Pentru bani. A fost prea înfometat și nu se satură nici cum el, înfometatul ăsta. Nu se satură. Vreau să se descopere adevărul și vreau să vină în primărie DNA-ul, vreau să vină în primărie și să ne cheame și pe noi acolo, să facă dreptate. Atât vreau. Așadar, ne întrebăm și noi când autoritățile locale din Alba încep să ia măsuri în aceste aspecte pe care localnicii le sesizează. Cel puțin, nici măcar nu au început să ia atitudine, autoritățile locale sunt indiferente la problemele oamenilor din zonă, se pare că nici neregulile găsite acolo, faptul că primarul și-a plătit renovarea casei din bani publici, nu par să fie aspecte grave pentru cei de la Curtea de Conturi, Alba sau alte instituții care ar trebui să se sesizeze. Vom continua aceste dezvăluiri ale oamenilor din Jidvei, vom veni cu mai mulți oameni, doar așa putem să atragem atenția asupra faptelor foarte grave și asupra mafiei din zona Jidvei. Vă spun o seară plăcută în continuare și să ne auzim cu bine!